Nu doar la vămile prin care vin în România refugiații ucraineni s-au mobilizat românii pentru a-i ajuta, ci și în restul țării. Tineretul social-democrat din Mehedinți a demarat o campanie umanitară pentru a veni în sprijinul vecinilor care trec prin momente cumplite. Astfel, mai multe persoane s-au alăturat acestei acțiuni, iar de la primele ore ale dimineții au fost aduse pachete cu alimente, dar și produse de igienă. Mehedințenii dau dovadă de solidaritate și empatie față de vecinii ucrainieni, iar campania umanitară inițiată de tinerii social-democrați din județul Mehedinți a avut un impact pozitiv încă din prima zi, astfel că la sediul Partidului Social-Democrat au fost aduse produse alimentare, de igienă personală, dar și apă îmbuteliată. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care sprijină desfășurarea acestei acțiuni caritabile. Această acțiune are ca principal scop sprijinirea refugiaților din Ucraina. Încă de la primele ore ale dimineții am primit numeroase telefoane de la oameni care vor să ajute fiecare cu ceea ce poate, lucru care mă bucură și lucru care arată empatia și solidaritatea mehedințenilor față de vecinii noștri din Ucraina. Toate produsele strânse vor fi transportate la vămile de la granița cu Ucraina cu ajutorul unui tânăr antreprenor din Drobeta, Turnu Severin, care a observat apelul umanitar pe rețelele de socializare și s-a oferit să pună la dispoziție un mijloc de transport pentru ca refugiații să primească cât mai repede aceste ajutoare. Un alt gest surprinzător a fost făcut de un antreprenor din Drobeta, Turnu Severin, care a spus că o să ne ofere sprijinul și o să ne pună la dispoziție o mașină mai mare cu care putem transporta aceste produse la granițele cu țara vecină, cu Ucraina. Campania umanitară va continua atât timp cât refugiații ucrainieni vor avea nevoie de sprijin, iar orice donație contează, astfel că mehedințenii sunt așteptați în fiecare zi, de luni până vineri, la sediul PSD Mehedinți, situat pe strada Traian, numărul 76, lângă sucursala CEC, între orele 9 și 14. Toți cei care vor să contribuie la această acțiune și vor să ofere un sprijin acelor familii care, cum ați putut observa și dumneavoastră, sunt profund îndurerate și-au părăsit casele, și-au părăsit rudele, sunt copii cu mame care și-au lăsat tații acolo pe câmpul de luptă, au plecat și au fugit de sunetul bombelor, au fugit de război, au fugit de gloanțe și cred că putem face fiecare dintre noi ceva pentru a-i sprijini. Toți cei care vor să contribuie la această acțiune pot veni în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 9 până la orele 14, la sediul PSD Mehedinți, care se află lângă sucursala CEC de pe Strada Mare. Pot să ne contacteze pe pagina TSD Mehedinți oficial sau la numărul de telefon 0746138708. Noi stăm la dispoziție la orice oră din zi și din noapte. Noi vrem să ne aducem contribuția la ceea ce înseamnă sprijinul vecinilor ucrainieni. Este disperare la graniță. Mii de refugiați ucrainieni, în cea mai mare parte femei și copii, continuă să vină în România prin punctele de trecere de frontieră, în încercarea de a scăpa de războiul izbucnit în țara lor. Aceștia au fost obligați să plece din propriile case.